Inițiatorii destabilizărilor în masă de la Varnița și-au continuat acțiunile la Chișinău. În această dimineață, combatanții au venit la Inspectoratul General de Poliție să ceară socoteală polițiștilor care au fost antrenați în menținerea ordinii publice în timpul alegerilor. Protestatarii au cerut demisia conducerii Inspectoratului General de Poliție, motivând că aceștia ar fi acționat ilegal, permițând cetățenilor moldoveni cu domiciliul în stânga Nistrului să voteze. Aici rămâne! Gata! 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 Aici rămâne! Pușcăria! Nu! Nu! Nu ne-a provocat! Gata! Aici suntem! Ei vin cu autocarele! Vor vrea să luăm furcile, oameni buni! Vă rog, dați-mi pace! Dați-mi pace! Nu! Nu! Luați! Da, blochez! Care-i problema? Luați-mă! Hai, luați-mă! Luați-mă! Gata! Aici e un protest spontan, noi nu avertizați-mă, care-i problema? Sunt gata să răspund! Sunt gata să iau furca, sunt gata să iau automatul! Sunt gata să iau smărna lumii! Întrebări! După ce au periclitat buna desfășurare a exercițiului electoral la Varnița, participanții la protestul violent din regiune au venit la Chișinău să ceară explicații polițiștilor de ce și-au făcut datoria de asigurare a ordinii publice. Protestatarii au cerut demisia conducerii IGP. Toți sunt egali în fața legii. Voi nu sunteți egali. Voi nu știți egalitatea. Vorbește unul sau vorbește la pușcărie. Nu sunteți în situație să ne închideți gura și să dați indicații. Nu vă închide nimic gura. Timpul vostru trecut și doriți să vă luați către fuțurile. Să vă dușeți! Matale vii cu declarații sau matale vrei explicații? Noi vrem explicații și declarații. Și una și alta. Și a treilea este... Dreptul la liberă exprimare a matale este asigurat. Da? Poți să declari ce ai de declarat. Deci cazurile care au fost și pretențele dumneavoastră care au fost înaintate, urmarea acțiunilor angajaților poliției în momentul blocării traseilor și respectiv a solicitărilor de a se mobiliza și a destabiliza situația. Ați poezie, aveți? De ce? Schimbați poezie și... La indicația cui? Dumneavoastră, aveți respectul față de alții? Șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție le-a amintit că mulți dintre protestatari în trecut au purtat uniforme de polițist și cunosc foarte bine care este obligațiunea unui om al legii. Foarte multe, dumneavoastră, am activat împreună și nu vă spun și eu unde ați asigurat. Ați păzit obiectivele, ați intervenit în acțiunile violente altor categorii de persoane care doreau să facă alte acțiuni și aveau alte viziuni. Fix aceleași activități le-ați desfășurat pentru că ați asigurat ordinea publică. În același timp, Marin Maxian a accentuat că veteranii conflictului de pe Nistru vor fi întotdeauna oameni respectați, însă nu și atunci când încalcă legea. Stima față de voi, față de veterani. Este o fost să-ți fie față de acțiunile ilegale. Nu poate fi. Cum este stima dacă nu dumneavoastră le călcați în picioare, ca pe niște pierdi? De ce mă faceți ca eu să vă arăt alte secvențe cu ani în urmă, unde fix așa staționați și voi când erați polițești? Potrivit reprezentanților IGP, cererile protestatarilor violenți de la Varnița sunt lipsite de orice logică, deoarece nimeni nu poate încălca drepturile altor persoane. Odată ce Comisia Electorală Centrală, fiind organul care stabilește regulile de joc și modalitatea de exercitare a exercițiului electoral, toți sunt egali și sunt obligați să se conformeze. Faptul că ultimii nu au reacționat la cerințele angajaților poliției, argumentându-le că acțiunile lor sunt ilegale și respectiv dumneavoastră nu pot să preia competențele autorităților, să decidă, să percheziționeze, să stopeze, să limiteze libera deplasare, să facă rețineri formale, ceea ce aș fost admis la ziua de ieri, angajații poliției au intervenit respectând principiul proporționalității. Mai mult, Marin Maxian susține că în urma acțiunilor ilegale de la Varnița nu a fost reținut niciun protestatar. Aceștia au putut monitoriza situația din zonă în continuare în limita cadrului legal. În acest sens, poliția a dat dovadă de verticalitate, poliția a dat dovadă de exigență și respectiv nu a admis, deci ca să ia anumite poziții. A acționat doar conform prevederilor legislației. Ceea ce dumneavoastră cer sau în felul cum el reprezintă, el și-ar dori o poliție loială propriilor lor viziuni. Poliția trebuie să aibă verticalitatea sa, să nu fie loială nici pentru unii, nici pentru alții, dar să fie corectă și să fie bazată pe respectarea legislației. În zilele de scrutin la Varnița, mai mulți membri și simpatizanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate au blocat traseul pentru a nu permite participarea la vot a moldovenilor din stânga Nistrului. Mai mult, în unele cazuri, conflictele verbale au degenerat în violență cu mesaje denigratoare la adresa votanților din regiunea transnistreană, care au fost numiți separatiști chiar de deputații din Parlamentul Republicii Moldova.